Bun găsit! Banii pentru primăriile din județ au fost împărțiți cu votul consilierilor județeni PNL după o oră și 20 de minute de dezbateri. Cei ai PSD au votat împotriva proiectului de buget. Consiliului județean Suceava i-a fost alocat pentru redistribuire doar circa 10% din cât au cerut primarii suceveni. Împărțirea banilor către primăriile sucevene a reprezentat cel mai important proiect dezbătut de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Suceava din cele 24. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Futur, susține că, în opinia sa, a fost o împărțire echilibrată, apreciind totuși că mai sănătos ar fi dacă banii s-ar împărți prin formule clare, fără dezbateri în plenurile consiliilor județene. Am spus-o și în plen și o spun și aici, cred că cel mai sănătos este... Și pe viitor eu îmi doresc acest lucru, ca formulele clare să repartizeze bani și nu plenuri de Consiliu Județean și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o perioadă când se împărțeau pe formule 100% banii veniți din TVA și din celelalte surse de la bugetul central și mi-aș dori acest lucru să se întâmple. Astăzi, noi, Consiliul Județean, am făcut această propunere, am aprobat-o, 20% din banii care vin de la centru pentru primăriile din teritoriu să îi repartizăm. Am avut o solicitare de peste 270 de milioane de roni și noi am avut aproape de 10 ori mai puțin bani de împărțit. Ținând seama departamentele din Consiliul Județean, Buget, Finanțe, Administratorul Public, departamentele tehnice, au venit cu această propunere. Criterii de care s-a ținut cont, în primul rând, au fost legate de arierate, de împrumuturi și de nevoia de cofinanțări. Și sigur, am avut și sumele pe care cei de la Direcția de Finanțe le-au împărțit după o formulă standard și am încercat să asigurăm primăriilor un minim de buget de funcționare chiar la cele mai mici primării din județul Suceava. Două primării nu au solicitat fonduri, e vorba de Satu Mare și Siminicea. În scris nu au solicitat pentru că nu se încadrează la aceste categorii de cheltuieli. Celelalte au primit fonduri. Discuțiile le-ați văzut și dumneavoastră. Eu cred că s-a încercat o repartizare echilibrată pentru perioada următoare, dar atâta timp cât împarți mult mai puțin, de 9 ori mai puțin, pot fi nemulțumiri îndreptățite fiecare dintre ele.